3, 2, 1. Start Pro TV Press Day 2023. Toată lumea pregătită? Da. Cum merg filmările pentru noul sezon? Întotdeauna merg filmările. Dar poveștile sunt extraordinare și noi, nu știu, anul ăsta parcă a fost așa, sincer, a fost în aer o energie, am simțit că e sezonul 10. Și ca să fie totul bine, începem în ziua de 13 și de data aceasta 13 va fi cu noroc. Nu este o cifră care ne va aduce ghinion, ci doar foarte multe vizionări și oameni care sperăm noi să fie curios să ne redescopere, pentru că avem foarte multe povești emoționante și anul acesta. Avem povești așa, avem lacrimi, avem râsete, avem glume, avem renovări, avem emoții, avem autocar, avem operatori, ce e toată lumea, toată lumea. Și arhitecți avem aici. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc, pentru că noi n-am fi aici, în fața ta, dacă ei nu s-ar uita la emisiunea asta și o fac de 10 ani și le mulțumim din suflet. Și mi se pare, adică de ce cred eu, până la urmă nu e o producție cu efecte speciale și cu nu știu ce costume și este, eu cred că autenticul este cel care ajunge în sufletul omului și le mulțumim din suflet. Ce mesaje primiți de la publicul telespectator, ce vă zic oamenii acasă? Ce nu ne zic de bine, de rău, de curiozitate, de toate pentru toți și noi încercăm să, nu știu, să le răspundem tuturor în măsura în care putem, pentru că sunt foarte multe mesaje, când deodată nu facem față și nu, dacă nu răspundem, să știe că nu e din rea voință, ci pur și simplu arhitectura și filmările ne mănâncă foarte mult timp. Dar îi așteptăm cu drag să ne revadă pe micile ecrane. Și sunt curioasă, totuși, oamenii au suspiciuni în legătură cu emisiunea? Da, tot timpul vor fi câte 2-3 oameni care vor fi ca Toma necredinciosul, dar de asta preferăm și încercăm să le răspundem la mesaje și să le arătăm oameni buni. Suntem la fel de real cum este și emisiunea, cum sunt și poveștile și cum suntem și noi aici în fața ta acum. Eu cred că dacă alegi să vezi fals sau rău, tu aia conții. Sunt foarte puțini oameni care cred că lucrul ăsta nu este real. Și până la urmă, oamenii care vor să creadă rău vor face în continuare, știi? Dar este alegerea lor. Adică noi nici măcar nu încercăm să-i convingem de ceva ce este autentic și real. Iar de fiecare dată când recunosc că sunt foarte puține mesaje, majoritatea sunt mesaje pozitive și ne simțim foarte iubiți, sincer, și susținuți emoțional. Dar în momentul în care avem mesaje din astea în care oamenii sunt foarte, nu știu, nu sunt siguri că e totul real și așa mai departe, eu îi invit să vină să ne ajute ca voluntar. Și atunci știi cum toate îndoielile se vor spulbe. Invitația rămâne de ei. Mai e o chestie, magia există atunci când crezi în ea. Cine nu ne crede să nu ne urmărească, cine ne crede să ne iubească. Cu noua grilă de toamnă, spuneți-mi care este show-ul vostru preferat, bineînțeles, în afară de Visuri la Cheie. Eu aș vrea să revăd sezonul 2 din Clan. Îmi pare foarte, foarte, nu știu, așa, cu emoție și cu foarte mult suspans. Sunt curioasă ce se întâmplă. Am urmărit atât cât am putut și anul trecut, dar anul ăsta încerc pe cât posibil să nu ratez niciun episod. Hai, mai dă-mi o șansă. Fiate, deci când aveam timp să mă uit la televizor, mă uitam la Las Fierbinți. Și de ce? Pentru că mi se pare, măi, deci oamenii sunt geniali. Este o antropologie a societății românești. Eu nu-mi dau seama de unde atâta creativitate, de unde costume, de unde idei la fiecare episod. Deci mi se par genial. Și apoi pe locul 2 Vocea. Și Știri. Și România te iubesc. Deci astea ar fi 3 emisiuni, da? Nu pot să spun în care ordine, dar ăsta ar fi top 3. Nou sezon, din 13 septembrie, în același timp la ProTV și pe Voio.